Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre o carte frumoasă în care vorba despre Iron John, redobândirea masculinității și cele 8 etape ale devenirii, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald și stăm de vorbă cu traducătorul acestei cărți, Iron John, care este și psihoterapeut, Andrei Găitănaru. O carte pentru bărbați, pentru cei care simt că au parcurs un drum lung și anevoios până la autocunoaștere și la recunoașterea de a fi bine cu ei înșiși ca bărbați, pentru cei care simt că sunt abia la începutul călătoriei lor de descoperire și de afirmare. Pentru cei care, iată, încă își mai pun, să spunem, întrebări despre cine sunt sau despre felul în care copilăria, relația cu părinții sau, de ce nu, traumele din copilărie i-au impactat atât de tare încât poate, nu știu, nu pot avea, să spunem, relații împlinitoare și funcționale. O carte, spun eu, foarte importantă în zona aceasta de arhetipuri și aș spune chiar o carte, dacă nu singulară, în orice caz, sunt puține sau poate prea puține astfel de cărți, da, în peisajul editorial românesc, care tratează o temă atât de importantă, aceea a felului în care devenim bărbați. Așa de brusc te-ai oprit încât te ascultam cu foarte, foarte multă atenție. Da, de fapt, la asta mă gândeam, știi, pentru că mă gândeam la faptul că tu ai spus o carte pentru bărbați și mi-am amintit că subtitlul cărții, subtitlul pe care Robert Bly l-a dat, este A Book About Men. O carte despre bărbați. Pentru bărbați nu știu, că ar trebui să-i avem. Dar despre bărbați, într-un fel, e mai ușor. Pentru că e, de fapt, și o carte despre acest proces de a deveni, de acest proces de transformare, de trecere de la băiat la bărbat, de la copil la bătrân sau de la copil la matur. Este o carte transformatoare, aș zice, o carte pe care la un moment dat unul dintre profesorii mei supervizori de la IAP mi-a zis, măi, tu ai tradus cartea asta pentru tine. Adică am tradus această carte într-o propria mea căutare a masculinității. Și am mărturisit că da, am tradus-o și pentru că e adevărat, este o carte care cred că e foarte importantă. E o carte care, care ar putea sublini absența multor tați din zilele noastre. Sau absențele celor care ar fi putut să ne îndrume pe drumul acestei transformări de la băiat la bărbat. Probabil că această carte ar fi fost inutilă dacă am fi avut, să zicem, acești îndrumători, acești inițiatori, dar nu-i mai avem. Este una dintre constatările, dureroasele constatări pe care Robert Bly le face în această carte. El la un moment dat spune, nu este nici măcar vina mamelor noastre că nu am devenit bărbați. De fapt, ele au făcut ce au putut. Au încercat să suplinească o absență așa cum s-au priceput. Și nu s-au priceput pentru că nu erau bărbați. Ci mai degrabă ne-au murit inițiatorii, bărbații inițiatori, cei care ar fi putut să prilejuiască transformarea. Și nu e o transformare ușoară, pentru că nu e o transformare care se întâmplă până în 18 ani sau până în 35 de ani sau până în 50. De fapt, e o transformare care durează o viață întreagă. O transformare care are etapele ei, aprofundările ei, adâncirile ei. Dar nu se întâmplă dintr-o dată. Nu scrie pe buletin, gata, ai devenit bărbat. Ești din ce în ce mai bărbat. Cred că mai este o carte foarte, de asemenea, mai este o carte foarte importantă și pentru că subiectul descoperirii masculinității n-a fost unul foarte prizat nici la noi, nici până, să zicem, în foarte de curând, anii 60, anii 70-80, în Occident.
femeia mai degrabă a fost la modă. Asta și într-un fel și într-un fel și pentru că curentele de descoperire a feminității, de trezire a feminității la viață, au fost într-un fel prefațate și de mișcarea feministă din secolul 19-20. A fost un teren pregătit mult timp și din cauza unei opresiuni. Știm doar că oprimatul se întoarce cu forță mare. Ori din punctul ăsta de vedere, bărbații într-un fel n-au știut ce li se întâmplă. Adică masculinitatea sănătoasă, în multe privințe, a fost de-a lungul mai multor secole parazitată, cel puțin, de o formă de patriarhalism foarte toxic. Dar încă chiar și așa mai existau modele sănătoase, până când n-au mai fost modelele sănătoase de masculinitate. Și tragedia face că bărbații nu și-au dat seama. Au rămas ca trupele lui Napoleon, lăsate de unele singure. Așa au rămas bărbații, cum zis. Până când, undeva prin anii 70-80, cumva și în siajul reflecției psihanalitice, în special de inspirație junghiană, lucrurile au început să se miște. Bărbații au căutat să se înțeleagă, să caute să afle cum devii bărbat, cu ce se mănâncă masculinitatea, ce e cu tatăl acesta, ce e cu tatăl acesta absent din viețile noastre, ce putem face plecând de la această constatare că nu prea m-a mai avut tați. Atunci lucrurile au început încet, încet să se trezească. Însă, trezirea a venit și constat că și în zilele noastre se întâmplă asta, inclusiv în România, cu un fel de exuberanță. E un fenomen într-un fel normal. Este beția de ceea ce ți-a lipsit până acum. Când ți-ai trăit o viață întreagă, să zicem, o viață întreagă ai trăit-o în timorare și în frică, să zicem, vine un moment în care înveți să te recablezi la agresivitate legitimă, la curaj, și riscul este să te înveți cu agresivitate și cu curaj. Să devii prea curajos, prea agresiv, o perioadă cel puțin. Cumva se întâmplă lucrurile, aceste lucruri și în ceea ce privește procesul de descoperire a masculinității la un nivel colectiv. Au început să apară tabere, grupuri de descoperire a masculinității, ceea ce este foarte sănătos și dezirabil. Doar că există într-o anumită măsură destul de puțină reflexivitate din câte am auzit uneori. Cred că e nevoie de mai mult echilibru și mai multă statornicie și mai multă îndrumare, într-un fel poate unul la unul, decât în grup încă. Ori cartea aceasta vine să suplinească această lipsă de îndrumare, această lipsă de experiență. E salutar, este formidabil că există astfel de îndrumători care încearcă să aducă sens în ceea ce privește masculinitatea. Este salutar, adică salvator, că grupuri încep să apară, însă sunt foarte puțini bărbați în această lume de masculi, îmi vine să zic. Ori, repet, a treia oară, cartea lui Robert Bly, Iron John, suplinește această absență și o face cu multă flexibilitate. Dar nu este o carte teoretică. Nu este o carte care pornește de la un știați că abstract, urmând apoi o structură conceptuală care se desface. Nu. Este o poveste, este un comentariu adresat dedicat unei povești. O poveste culeasă de frații Grimm. Hans cel Roșu, Rotten Hans. O poveste pe care Robert Bly o comentează la pas și extrage în acest drum al eroului, pentru că este o poveste care se supune rigorilor acestei narațiuni a călătoriei eroului, așa cum i-ar spune Joseph Campbell, extrage sensurile.
din fiecare etapă, pentru că toate poveștile sunt hărți, din punctul acesta de vedere, sunt hărți comportamentale. Uite, eu am o întrebare. Noi am mai discutat pe subiectul acesta și despre carte, dar acum, în timp ce te ascultam, mi-a venit în minte o întrebare și anume, în ce măsură această carte este utilă cititorului bărbatului român? Și de ce te întreb asta? Pentru că mă gândesc la niște tipologii culturale diferite. Că mi-am pus și această întrebare, măi, dar unde au dispărut tații? Până la urmă toți am avut niște tați, da? Bun, de ce au devenit ei absenți? Sau hai să spunem non-implicați? Sau de ce nu i-am simțit noi atât de empatici la nevoile noastre mai mult psihoemoționale? Ce s-a întâmplat cu ei? Bun. Probabil că lucrurile astea s-au perpetuat, aceste greșeli s-au perpetuat din generație în generație. Dar mă gândesc din punct de vedere al contextului istoric și ca tipologie culturală. A existat un profil, am putea spune, al tatălui, cum pomeneai tu, anii 60-70 și bineînțeles că mintea mă duce și spre comunism, da, cu toate rigorile și cu toate strictețile acelei perioade și așa mai departe, pentru că a fost o perioadă foarte, foarte grea. Și mă gândesc la această diferență între cum ar citi o carte bărbatul occidental cu toate problemele lui și cum ar citi o carte bărbatul, să spunem, din blocul răsăritean sau poate chiar din spațiul românesc până la urmă. Da. Sunt niște similitudini aici în ce privește toată povestea asta cu tații absenți? Cred că cu siguranță putem extrage sens din întrebarea ta. Bună oară, cum ai spus și tu. Am avut 45 de ani de regim comunist. Ce înseamnă asta? Păi, în primul rând, înseamnă un model de conducător, de rege, în sens arhetipal, toxic. Nu? Comunismul avea în vârful scării, în vârful ierarhiei sale, un dictator, care sigur se înfățișa adesea în toată retorica ideologică, în imaginea tatălui cel bun, care are grijă de copiii lui. Am văzut atâtea picturi cu Nicolae Ceaușescu și cu Elena Ceaușescu, înconjurați de copii, de flori, de câmpuri, lanuri, soarele strălucind. Și de asemenea, ceilalți tați și mai arhetipali, voievozi de la, nu știu, Mihai Viteazul până la Traian și Decebal, veghind din spate asupra acestui rege contemporan care împrăștie lumină și bunăstare și ocrotire peste copiii lui. Realitatea, de fapt, era altă. Realitatea era, de fapt, că aveam de-a face cu un tată de tip Cronos, care își mânca copiii, care își distrugea, care nu și-a învățat copiii să fie curajoși, nu și-a învățat copiii să aibă răbdare și determinare, eventual să fie solidari. Da, noi, bună măsură, n-am avut parte de solidaritatea pe care polonezii, să zicem, au cultivat-o. N-am avut asta. Am avut și noi mișcările, nu mișcări, n-am avut atât de mult mișcări de rezistență, am avut modele de rezistență, am avut exemple de rezistență. Dar în afară de rezistența din munți care a pierit, în afară de martirii închisorilor care au rezistat acolo și care s-au opus sistemului și care au murit, mulți, cei mai mulți dintre ei, și în afară de câțiva intelectuali care au făcut și ei ce au putut, destul de atomizați, n-am avut, de fapt, copii eroici hrăniți de la modelul tatălui bun, de la modelul regelui bun, ci mai degrabă modelul tatălui rău, pentru că în timp ce te ascultam și când vorbeai despre, mă rog, l-ai invocat pe Nicolae Ceaușescu și mai departe, cum să zic eu, tatăl tuturor, el era tatăl tuturor, imediat m-a dus firesc, m-a dus cu gândul la
tătucul Stalin. Da, da, era sigur deasupra, exact și acest și celălalt și acest strat. Însă, neavând un tată care să ne învețe exact curajul, demnitatea, răbdarea, fermitatea, ocrotirea, protecția, dimpotrivă, modelele au fost suspiciunea, cultivarea suspiciunii, manipularea, neîncrederea. Turnătoria, neîncrederea, da, turnătoria, abilitatea de a te strecura, această întreagă, acea întreagă, acel întreg mod de a fi bazat pe învârteală și mechereală. Descurcăreală. Descurcăreală, împotriva sistemului. Exact. Dar românul e descurcăreț în orice situație. Exact, într-un sistem, nu da. Împotriva lui. Astea erau toate mărcile regelui toxic, tatălui rău, care este pasiv-agresiv, nu știe să ocrotească, nu știe să cultive răbdarea. Foarte autoritar. Foarte autoritar, exact, că nu acceptă dizidențe, ci pune la punct, repede, zdrobește spiritul, și nu cultivă o voință puternică prin răbdare și prin capacitatea de a rezista frustrării, cum un tatăl bun ar putea face. Un tatăl bun ar putea spune, ar putea să aibă grijă să nu zdrobească spiritul cuiva, fiului, dar să-i zdrobească îndărătnicia. Putea să o facă. Să facă clar distinția între cele două. Nu există așa ceva. Majoritatea taților noștri n-au știut asta. Dincolo de fenomenul comunist de la noi, am trecut, așa cum Europa a trecut, în momente diferite de la o zonă la alta, de la vest la est, prin modernizare, prin industrializare și modernizare, ceea ce a dus într-un fel la îndepărtarea tatălui ca figură centrală sau ca figură prezentă, nu ci neapărat centrală, ca figură prezentă în casă, în familie. Tatăl a devenit înstrăinat, cel care oricum pleca departe, pentru că și în societățile arhaice tatăl este mai degrabă cel care se mai duce, mai la vânătoare, mai să facă comerț, mai la război, mai pleacă. Mama nu pleacă în principiu, stă cam pe acasă. Ea este o imagine a casei în multe privințe. Dar tatăl mai pleacă. În delegații, cu serviciu, mai ales perioada industrializării. La fabrică. Exact. Aici se întâmplă, Robert, exact. Explică foarte, 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 foarte important asta, explică foarte precis. Industrializarea echivalează cu luarea tatălui din sânul familiei. Pentru că el ce făcea? Fie își muncea pământul cu familia, fie era un meșteșugar, avea o meserie pe care o practica de multe ori cu familia. Copiii știau ce face tata, unde este tata și ce face tata. Ori când tata pleacă la fabrică, familia nu prea mai știe ce mai face tata acolo. Știu în schimb că se întoarce obosit și frustrat și indisponibil pentru relații. Ce model mai poate oferi el când mare parte a zilei este absent și când se întoarce este indisponibil? Este destructiv și toxic mai degrabă. Și să intră într-un fel de cerc vicios. Pentru că copilul, băiatul, învață același lucru. Învață indisponibilitatea, învață să plece la fabrică, fie că îi spune corporație, fie că îi spune propria lui afacere, dar și el la rândul lui se îndepărtează. Și tot așa, nimic vindecător nu se întâmplă. Băieții nu învață modelul masculin de a vedea lumea, adică unul care să poată îndura frustrarea, unul care să poată trece peste durere, unul care să poată, să zicem, căuta satisfacții care sunt dincolo de
formele de răsplată imediate, care să știe să înfrunte adversitățile de dragul familiei, pentru familie, care să știe să fie ferm, fără să fie agresiv, care să știe să fie agresiv în mod legitim, când este cazul să fie, și proporțional, ca să unul care să-și amintească măcar de cuvântul paulinic, și anume mâniați-vă și nu păcătuiți și nu lăsați soarele să apună peste mânia voastră. Ori, ce învață cei mai mulți tați din zilele noastre când vine, ce și învață băieții când vine vorba despre agresivitate? Fie să răspundă full charge, de fapt, fie să nu răspundă. Pentru că frică, pentru că reguli, pentru că nu se face așa. Contactul cu agresivitatea este complet nesănătos. Nu există nicio formă reflectată de contact cu agresivitatea, care agresivitatea în sine nu este bună sau rea. Ea, etimologic, vine de la ad gredi, adică a păși înainte. Este elan vital în ea. Dar putem distinge între agresivitate legitimă și agresivitate ilegitimă. Putem să folosim grade de agresivitate. Când țintim, de pildă, către un scop, suntem agresivi, pentru că îi concurăm pe ceilalți. Când candidăm pentru un program, pentru un proiect, pentru o finanțare, pentru un post deschis într-o firmă sau într-o instituție, suntem agresivi. Suntem noi în competiție. Suntem în competiție. Ce facem? Cât de mult suntem agresivi în acest joc face distinția între agresivitate legitimă și ilegitimă. Ca atare, agresivitatea, mă refer doar la exemplul ăsta, nu este doar de ocolit. Ori cartea lui Robert Bly, și cu asta să mă opresc, deschide către acest bărbat neîmblânzit. Este tema bărbatului neîmblânzit, adică tema bărbatului care, deși știe de regulile sociale, nu este complet supus lor. Are o zonă de libertate, de contact cu instinctul. Îl pune pe cel care ar vrea să devină bărbat, îi arată cum poate să fie în contact, cum să fie tot timpul în contact cu dorința lui, nu doar în contact cu dorința lui, dar tot timpul în contact și cu dorința lui, cu chemarea lui. Și asta îl face să fie neîmblânzit. Nu sălbatic, nu descreierat, nu complet agresiv și irațional, ci nu supus cu totul regulilor sociale. Pentru că, de fapt, Iron John, imaginea lui Iron John, este exact, de fapt, această imagine a bărbatului neîmblânzit, care își poate urmări instinctul, care este nuanțat și plin de resurse, care poate proteja, dar știe când să se retragă pentru el, care poate cuceri, dar știe când să fie generos. Calități pe care noi nu prea mai avem de unde să le extragem. Și atunci, într-un fel, cum o face Robert Bly, doar poveștile ne mai pot ajuta. El, într-un fel, iar el asta face. Ia o poveste, povestea ca inițiator de sens, și o depliază pentru noi. Ne arată ce am pierdut, dar și ce putem recâștiga. Dragii noștri, o discuție extrem de interesantă. Am vorbit astăzi despre Iron John, redobândirea masculinității și cele 8 etape ale devenirii, de Robert Bly, o carte publicată în colecția Arhetip. În traducerea invitatului nostru de astăzi, Andrei Găitănaru, traducător, psihoterapeut, o carte pe care, iată, vă recomandăm cu mare, mare drag. Mulțumim foarte mult, Andrei Găitănaru, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne urmăriți de fiecare dată. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!